cu bucurie înaintea Domnului, voi veni cu mulțumire în casa Lui. Această zi a Domnului de să ne bucurăm în ea, cântând glorie, aleluia! Eu sunt fericit, eu sunt fericit, sunt fericit că El m-a mântuit. Eu sunt fericit, eu sunt fericit, sunt fericit că El m-a mântuit. Hosana, laudă Domnului, laudă Domnului ce m-a salvat. Hosana, laudă Domnului, laudă Domnului ce m-a salvat. Măreț ești Dumnezeu, cu laude noi te onorăm. Măreț ești Dumnezeu, cu laude noi te onorăm. Hosana, binecuvântăm, binecuvântăm pe Salvatorul. Hosana, binecuvântăm, binecuvântăm pe Salvatorul. Voi binecuvânta pe Domnul toată vremea. Voi binecuvânta pe Domnul toată vremea. Hosana, binecuvântăm, binecuvântăm pe Salvatorul. Hosana, binecuvântăm, binecuvântăm pe Salvatorul. Slăvă să fie Domnul! Vă invităm să vă ridicați împreună în picioare și haideți să continuăm să lăudăm pe Domnul din cântarea care spune: astăzi vin la tine, Domnul meu, sufletul meu plin de bucurie, fiindcă m-ai făcut copilul tău ca să pot trăi veșnicie. Astăzi vin la tine, Domnul meu, sufletul mi-e plin de bucurie, fiindcă m-ai făcut copilul tău, ca să pot trăi o veșnicie. Sunt atât de fericit, Domnul meu iubit, de minunea ce-ai făcut-o în viața mea. Vreau să-ți cânt, vreau să te laud, să-ți mulțumesc că ești în viața mea. Putere m-ai luat din întuneric și mi-ai arătat înțelepciunea ta. Vreau să-ți cânt, vreau să te laud, să-ți mulțumesc că ești în viața mea. Putere m-ai luat din întuneric
stat înțelepciunea ta. Astăzi vin la tine, Domnul meu, să-ți mult mi-e plin de bucurie, fiindcă m-ai făcut copilul tău, ca să pot trăi o veșnicie. Sunt atât de fericit, Domnul meu iubit, de minunea ce-ai făcut-o în viața mea. Vreau să-ți cânt, vreau să te laud, să-ți mulțumesc că ești în viața mea. Cu putere m-ai luat din întuneric și mi-ai arătat înțelepciunea ta. Vreau să-ți cânt, vreau să te laud, să-ți mulțumesc că ești în viața mea. Putere m-ai luat din întuneric și mi-ai arătat înțelepciunea ta. Slăvit să fie Domnul! Mulțumim lui Dumnezeu și pentru seara aceasta, pentru ultima zi din anul 2019, să fim cu toți împreună și mai mult de orice să fim în prezența lui Dumnezeu. Amin? Psalmul 65, vreau să-l citesc. Tot psalmul 65, așa de, un psalm așa de frumos și un psalm care vedem că Dumnezeu este Cel ce ne iartă, este Cel ce ne binecuvântează, spune: cu încredere, Dumnezeule, vei fi lăudat în Sion și împlinite vor fi juruințele care ți-au fost făcute. Tu asculți rugăciunea, de aceea toți oamenii vor veni la tine. Mă copleșesc nelegiuirile, dar tu vei ierta fără de legile noastre. Ferice de cel pe care îl alegi tu și pe care îl primești înaintea ta ca să locuiască în curțile tale. Ne vom sătura de binecuvântarea casei tale, de sfințenia templului tău. În bunătatea ta, tu ne asculți prin minuni, Dumnezeul mântuirii noastre, nădejdea tuturor marginilor îndepărtate ale pământului și mării. El întărește munții prin tăria lui și este încins cu putere. El potolește urletul mărilor, urletul valurilor lor și zarva popoarelor. Cei ce locuiesc la marginile lumii se înspăimântă de minunile tale. Tu umpli de veselie răsăritul și apusul îndepărtat. Tu cercetezi pământul și dai belșug, îi umpli de bogății și de râuri dumnezeiești pline cu apă. Tu le dai grâu pe care iată cum îl faci să rodească, îi uzi brazdele, îi sfărâmi bulgării, îi înmoi cu ploaie și binecuvântezi răsadul. Încununezi anul cu bunătățile tale și pașii tăi varsă belșugul. Câmpiile pustiului sunt adăpate și dealurile sunt încinse cu veselie. Pășunile se acoperă de oi și văile se îmbracă cu grâu. Toate strigă de bucurie și cântă. Amin. Haideți în această seară, așa cum stăm înaintea lui Dumnezeu, să venim cu toții și să mulțumim lui Dumnezeu pentru toate binecuvântările Lui. Să stăm și să reflectăm. Anul acesta Dumnezeu a adus multe binecuvântări în viețile noastre, fiecare dintre noi. Haideți să nu stăm nepăsători și, așa cum spune psalmistul, Dumnezeu a încununat și în anul acesta cu multe din bunătățile și binecuvântările Lui peste noi. Dacă stăm să ne gândim, Dumnezeu ne-a binecuvântat în multe rânduri, ne-a dat viață, ne-a dat sănătate, ne-a dat putere. În seara aceasta suntem cu toții aici, slăviți să fie El. Ne-a mântuit sufletele noastre, s-a îndurat de noi, de copiii noștri, de părinții noștri, de familia noastră. Ce mare este Dumnezeul nostru, atâtea lucruri și atâtea minuni Dumnezeu a făcut în viața noastră. Haideți așa cum stăm cu toții, să-i mulțumim Lui și să-i mulțumim din toată inima așa cum stăm cu toții. Amin. Îți mulțumim că Tu ne iubești. Thank you.
Aș vrea să luăm locurile cu toți și să mai cântăm spre slava lui Dumnezeu. Apoi, fratele Ghiță, Toma va avea un îndemn, un scurt mesaj pentru biserică și apoi continuăm să ne rugăm în seara aceasta. Vă spunem tuturor bun venit și Domnul să ne binecuvânteze pe toți. Amin. Mulțumesc din inimă, iubite Salvator, de mii de ori Tu m-ai salvat și mi-ai dat ajutor. Îți mulțumesc din inimă, iubite Salvator, de mii de ori Tu m-ai salvat și mi-ai dat ajutor. Când eram în lume pierdut și fără ajutor, atunci în față mi-ai apărut și mi-ai găsit un rost. Îți mulțumesc din inimă, iubite Salvator, de mii de ori Tu m-ai salvat și mi-ai dat ajutor. Îți mulțumesc din inimă, iubite Salvator, de mii de ori Tu m-ai salvat și mi-ai dat ajutor. De atâtea ori mi s-a întâmplat să fiu fără ajutor. De atâtea ori Tu m-ai scăpat, de aceea-ți sunt dator. Îți mulțumesc din inimă, iubite Salvator, de mii de ori Tu m-ai salvat și mi-ai dat ajutor. Îți mulțumesc din inimă, iubite Salvator, de mii de ori Tu m-ai salvat și mi-ai dat ajutor. Eu sunt dator să-ți mulțumesc pentru iubirea Ta, Iisuse, ce mult Te iubesc, iubesc venirea Ta. Îți mulțumesc din inimă, iubite Salvator, de mii de ori Tu m-ai salvat și mi-ai dat ajutor. Îți mulțumesc din inimă, iubite Salvator, de mii de ori Tu m-ai salvat și mi-ai dat ajutor. Slăvit să fie Domnul că am ajuns până aici. N-a fost ieri cu fratele Filip Gavrilă să cumpărăm apa și unele lucruri de la Casco pentru seara aceasta. Ne gândeam ce bine ar fi să pună Dumnezeu pe inima oamenilor să vină în seara aceasta cât mai mulți, la sfârșit de an, să mai fim împreună. Și cu bucurie le-am adus prin credința că Dumnezeu va lucra la inima dumneavoastră și ne-a ascultat, Domnul. Ne bucurăm pentru toți care sunteți în locul acesta și zicem ca Domnul, bunul Dumnezeu, să vă binecuvinteze și să fim aici nu numai cu prezența fizic, ci și cu inima. Și să dovedim că suntem copiii Domnului, că ne iubim și că
vrem să avem părtășie împreună în această seară, în locul acesta, vorbind de trecut și de viitor, dacă vreți, de anul ăsta și de anul care vine, sau de viața trecută până aici și de cea care ne-a mai rămas. Venim ca să-i mulțumim lui Dumnezeu că și până aici ne-a ajutat. Eu așa cred. Eu cel puțin pot să-i mulțumesc și mulțumesc și am mulțumit toată viața și voi mulțumi că și Dumnezeu ne ajută în fiecare zi și este cu noi. Psalmul 90 cu versetul 12 spune, Moise spune în psalmul acesta, nu David, învață-ne să ne numărăm bine zilele ca să căpătăm o inimă înțeleaptă. Învață-ne bine să ne numărăm zilele. Avem nevoie ca Dumnezeu să ne învețe și să cunoaștem matematica lui Dumnezeu. Să știm bine să calculăm ce vrea Dumnezeu să ne spune. Eu cred că Moise, omul lui Dumnezeu, a avut aici o vedere foarte corectă cu privire la viață. Foarte corectă. Și știa lucrul acesta, fiindcă a trecut prin multe și a ajuns foarte repede la capăt, la capătul drumului. Viața este foarte trecătoare, nu știu dacă ați realizat lucrul acesta. Nu știu dacă ați realizat. Mi-aduc aminte în anii 80, când mă gândeam spre America, dacă vom ajunge la anii 2000, dacă vom mai vedea anii 2000 și ce va fi în 2000. N-am crezut niciodată că o să ajungem așa repede la anii 2000 și am trecut 20 de ani peste 2000. Și asta, gândurile astea m-a bătut acum 40 de ani, anii 80. Și așa au trecut, cum spune Moise aici, ca și sunetul, așa spune, așa a trecut viața ca și sunetul, adică se referă la viteza sunetului. Așa de repede se duce viața. Și atunci Moise spune, învață-ne, Doamne, bine să ne numărăm zilele, dacă vreți și alea care au trecut, dar le cunoaștem bine, și câte au mai rămas. Am ajuns la capătul multor ani până aici și cu ajutorul lui Dumnezeu m-a ajuns la capătul acestui an de 2019. Nu contează cât ani ai, ce vârstă ai, nu contează deloc. Să știi că trece foarte repede. Calculează bine. Așa de repede trece ca sunetul, ca o palmă, ca un vis, ca un gând, ca un firicel de iarbă. Acum ești tânăr și mâine te vezi unde te vezi și te gândești cum a trecut așa repede. N-am socotit bine până aici. N-am învățat bine și nici n-am socotit bine. N-am înțeles ce vrea să spună Moise sau cuvântul lui Dumnezeu și ce a trebuit să fac când trec anul celălalt. Sau când mă apropiu de capătul anului, ce ar trebui să fac? Am învățat bine? Viața pe care Dumnezeu ne-a dat-o este o viață pregătitoare. În fiecare zi trebuie să ne pregătim de capătul drumului. În fiecare zi. Indiferent cu ce călătorești, cu avionul, cu mașina, cu căruța, știu eu cu ce călătorești în viață, și ai intenția să ajungi undeva și știi că te apropii, te pregătești, nu? Să te dai jos, că ajungi la capăt. Faci o pregătire. Iai tot ce ai pe lângă tine. Tot ce ți-a dat Dumnezeu. Și Dumnezeu nu se referă la lucrurile acestea trecătoare. Ce ai luat cu tine în sufletul tău, în viața ta și familia ta, copiii tăi, soția ta, că ajungem la capătul drumului,
că vrem, că nu vrem. Ai vrut să ajungi careva, deci care a vrut să ajungă aici la 2020? Dar ai ajuns. Că vrei, că nu vrei, ajungi la capătul drumului. Fraților, dacă am ajuns până aici, numai Dumnezeu ne-a ajutat. Și trebuie să spunem și noi, ca și Samuel, Ebenezer, Dumnezeu ne-a ajutat în călătoria noastră de zi cu zi, în lupta noastră, așa cum Dumnezeu l-a ajutat pe Samuel în lupta cu filistenii și le-a dat biruință și el a pus o piatră de căpătâi, o piatră de aducere a minte și a scris pe ea Ebenezer. Până aici Dumnezeu ne-a ajutat, slăvit să fie numele Domnului. Credeți că și până aici Dumnezeu ne-a ajutat? Da. Tendința de a neglija aceste lucruri, de a nu lua în considerare ceea ce Dumnezeu face pentru tine, este îngrijorările acestei vieți, îngrijorarea zilei de mâine sau groaza de viitor. Și aici matematica, calcularea ta, calculatul tău nu este bun. N-ai învățat bine. Dacă ne temem de acestea, când noi avem un Dumnezeu suveran, un Dumnezeu care este în controlul tuturor lucrurilor și noi pretindem că suntem copiii Lui, Dumnezeu este în controlul tuturor lucrurilor, să ne temem de ziua de mâine, să ne îngrijorăm atât de mult că uităm ce avem de făcut, cum trebuie să ne pregătim pentru călătorie, în călătorie, cum trebuie să ne pregătim pentru capătul drumului, acolo unde este ținta, unde trebuie să ajungem. Dumnezeu să ne ajute și să căutăm mai întâi pe Dumnezeu în împărăția Lui. Să-L slujim cu mult preț, cu multă scumpătate, să punem preț pe ceea ce Dumnezeu a făcut pentru noi. Nu să ne îngrijim sau să ne îngrijorăm. Ne putem îngrijora atât de mult că ne năvălesc problemele acestei vieți, ne frică de ziua de mâine. Ne speriem că nu mai avem cum duce fiecare zi. Dar Dumnezeu este Cel care este la capătul tuturor lucrurilor. El cârmuiește toate lucrurile. El poartă de grijă la vrabia mică care o vezi burând de pe o creangă pe alta și dă hrană în fiecare zi. Crezi că Dumnezeu de tine nu se va ocupa? Dacă tu îl vei căuta pe El, vei pune pe primul loc împărăția lui Dumnezeu și apoi aceste lucruri Dumnezeu le dă pe toate, slăvit să fie El. El poate să ne dea această înțelepciune, într-adevăr, să înțelegem aceste lucruri. Înțelepciunea unui calcul corect ne va modera dragostea față de lucrările sau lucrurile pământești. Numai înțelepciunea lui Dumnezeu ne poate face conștienți de acest lucru, să nu punem preț atât de mult pe aceste lucruri, ce mai degrabă pe împărăția lui Dumnezeu. El poate să facă acest lucru în viața noastră, dacă vom calcula bine lucrurile. Le va face mai mulțumitori față de întristările de o clipă. Acum, comparând ce ne așteaptă, fericirea care ne așteaptă în călătoria noastră, în capătul drumului, când vom ajunge acolo. Acum trecem numai dintr-un an în altul. Dar undeva este Iisus Hristos, unde ne așteaptă la capătul drumului. El este ținta desăvârșirii noastre, spune cuvântul Domnului. Domnul nostru Iisus Hristos este piatra din capul unghiului. Noi spre El privim, indiferent în ce loc stai. N-ai cum să crezi că nu-L cunoști pe Iisus Hristos, că nu-L știi ceva despre El, că nu-L vezi. El este în capul unghiului. Îți dai seama cum înseamnă o piramidă și Iisus acolo. Indiferent în ce parte a piramidei ești, îl vezi pe El acolo, dacă privești înspre El. El este ținta căpetenii noastre, desăvârșirii noastre. Iisus Hristos, slăvit să fie El, care a biruit totul, care a suferit totul, care a răbdat totul pentru noi și ne așteaptă cu bucurie. Noi călătorim. Acum trecem în 2020, ne va lăsa Domnul Iisus Hristos, căci până aici ne-a ajutat, slăvit să fie El. Și eu cred că ne va lăsa să trecem în 2020. Ce armare! N-am crezut în veci niciodată.
mă ajunge în 2020, dar știți ce, fraților, nu e departe, vine Domnul și El vine încet spre noi. Noi mergem spre El și El vine spre noi. Când în slavă, în nori ne vom întâlni, așa spune cuvântul Domnului. Acolo ne va fi capătul. Acolo ne vom întâlni cu El. Și acolo vom zice, Ebenezer, până aici ai fost cu noi, de aici suntem cu tine în continuare. Toate se vor termina. Slăvit să fie numele Domnului. Este Domnul nostru. Toate aceste lucruri, fraților, ne vor stimula să fim mai devotați pentru Dumnezeu, dacă luăm aminte la acestea și dacă înțelegem bine chemarea pe care Dumnezeu i-a făcut-o și ceea ce vrea Dumnezeu de la noi în călătoria noastră spre eternitate. Vom fi mai devotați pentru împărăția lui Dumnezeu, vom pune mai mult preț pe chemarea pe care Dumnezeu ne-a făcut-o. Dumnezeu poate lucra la inima noastră să ne dea această înțelepciune a unui calcul corect, să socotim bine lucrurile și să ne dăm seama cât de trecători suntem și cât de repede trec zilele și anii. Parcă înainte treceau greu zilele, mi-aduc aminte, eram copil, așa de lungă îmi părea o zi. Dar acum parcă anul trece mai repede ca ziua. Nu știu cum trec anii, dar așa de repede trec. Și așa de repede au trecut. Că ieri am fost tineri și acum suntem către capătul drumului, ori într-un fel, ori în altul. Suntem spre capătul drumului. Cum îl vom întâmpina pe Domnul nostru Iisus Hristos? Să ne întrebăm. Dacă până aici nu am făcut ce ar trebui, haideți de astăzi înainte să facem hotărâri înaintea lui Dumnezeu, dar hotărâri înțelepte, nu pripite, fraților. Hotărâri înțelepte, cu greutate. De astfel de oameni lui Dumnezeu îi place, ce țesă pe limba asta să duci la împlinire și Dumnezeu va lucra și în viața ta. Dumnezeu ți-ți va descoperi și ție. Îl vei vedea pe Dumnezeu că intervine, că vine în viața ta, că Dumnezeu te ajută, chiar dacă tăvălugul acestei lumi, din toate direcțiile, oricât de ciudat l-ai vedea, lovește în luntra vieții tale, să știi că Dumnezeu este de partea ta, Dumnezeu te ajută. Am fost dărmat de tot, dar îi mulțumesc lui Dumnezeu prin revelația care mi s-a descoperit. Mi-a spus că e cu mine. Dumnezeu este cu noi. Dacă îl cauți din toată inima pe Dumnezeu, nu te lasă, indiferent ce s-ar întâmpla. Dumnezeu este cu tine. Caută-L din toată inima. Dumnezeu să-ți dea o inimă înțeleaptă, să calculezi bine câte zile mai avem. Câți ani mai avem? Cât mai este până vine Domnul? Și nu mai este mult. Cuvântul Domnului spune că Iisus Hristos a spus, mai lucrez azi și mâine și a treia zi mă voi odihni. Și tare îmi fac eu impresia că s-ar putea să fie în jurul lui anii 30 să vină Domnul Iisus Hristos. Nu trebuie să fie ca mine. Dar atunci să împlinesc două zile care a lucrat Iisus Hristos pentru noi și pentru mântuirea noastră. Și când va trece în anul 3, va intra în odihnă cu tot ce are El, cu tot ce este a Lui și cu noi împreună. Dumnezeu să ne pregătească, să ne ajute să fim curați, sfinți, pregătiți pentru El, că El este sfânt și ne vrea sfinți pe toți. Dumnezeu să ne ajute să ne pregătim, fraților, tot mai mult de capătul drumului, de capătul luptei noastre de zi cu zi. Cu tot ce întâmpinăm în viața aceasta pe pământ, e o luptă. Călătoria noastră nu este ușoară, suntem pe drumul vieții, mergem înainte. Ținta noastră este Iisus Hristos. Anii trec, zilele trec, oarele trec, minutele trec, secundele trec, săptămânile trec, lunile trec, cum vreți să le numiți. Și încet, încet ne apropiem de capăt. Se termină lupta noastră. Și vom spune și noi ca și Samuel, acolo în capătul drumului, Ebenezer, Dumnezeu ne-a ajutat, Dumnezeu a fost cu noi. N-am făcut nimic cu puterea noastră, că am ajuns până aici și nici de aici încolo. Dacă ne bazăm pe noi și pe ceea ce suntem noi,
pe cultura noastră, pe școala noastră, pe banul nostru, pe ceea ce avem material. Astea toate sunt trecătoare și nimic, și să le scotim ca nimica și mulțumim pentru ele, că nu sunt a noastră, Dumnezeu ne-a dat. Tot ce avem recunoaște că Dumnezeu ți le-a dat și binecuvintează numele lui Dumnezeu și pentru lucrurile materiale, dar și pentru cele spirituale care sunt de mai mare importanță, care Dumnezeu ți le-a dat în viață, care Dumnezeu te-a înzestrat, te-a binecuvântat cu promisiuni mari și într-o zi vom ajunge la capătul drumului. Acum suntem la sfârșitul acestui an și intrăm în anul nou să facem hotărâri noi de a sluji pe Dumnezeu din toată inima, nu cum am sluit până acum, să ne temem că ne apropiem de capăt. Cum îl vei întâmpina pe Iisus Hristos? Dumnezeu să ne sfințească, să ne pregătească pentru acea zi și numele Lui să fie slăvit. Ai cu toți în picioare și să ne rugăm Domnului ca Domnul să ne ajute să mergem cu bine și să ajungem cu bine în capăt. Domnul să fie slăvit în toate. Amin.
vă invit să luați locurile. Mai cântăm o cântare spre slava lui Dumnezeu, iar apoi fratele Aurel Boha va avea și el un cuvânt, un îndemn pentru noi, apoi continuăm să ne rugăm și să lăudăm pe Dumnezeu în seara aceasta. Amin. Stelată, ce-i întinsă sus, mă cuprinde un dor să merg înspre Iisus. Sunt ca Petru ce-a pornit pe val, se scufunda, mâna mea vreau să țin în mâna ta. Mâna ta, Doamne, m-a scăpat din noaptea rea. Mâna ta, Doamne, mă păzește noaptea grea. Și poate fi vălunar, tu ții curabia mea. Mâna ta, Doamne, mă va purta. Șuvoaiele spumate vin asupra mea, și când vântul rău m-aruncă la pământ, deși inima-mi se oprește în loc, eu nu mă tem. Mâna mea vreau să țin în mâna ta. Mâna ta, Doamne, m-a scăpat din noaptea rea. Mâna ta, Doamne, mă păzește noaptea grea. Și poate fi vălunar, tu ții corabia mea. Mâna ta, Doamne, mă va purta. Mâine dincolo de noapte, în alt zorii zi, voi străbate drumul printre galaxii. Și-am să strig slăvit să fii și azi și-n veșnicii. Mâna mea vreau să țin în mâna ta. Mâna ta, Doamne, m-a scăpat din noaptea rea. Mâna ta, Doamne, mă păzește noaptea grea. Și poate fi vălunar, tu ții corabia mea. Mâna ta, Doamne, mă va purta. Mâna ta, Doamne, printre stele m-a purtat. Mâna ta, Doamne, mă conduce în țara ta. Dar mâna ta îmi va așeza pe cap coroana mea. Mâna ta, Doamne, mă va purta. Pe cap coroana mea, mâna ta, Doamne, mă va purta. Slăvit să fie Domnul! Un cuvânt valabil pentru noi, pentru toți, și pentru mici, și pentru mari, și pentru slujitori, valabil pentru toți. De altfel, cuvântul Domnului spune și că cuvântul Domnului este încercat. Dacă ceva
este încercat, cuvântul Domnului este încercat, iubii frate și surori. Și în Psalmul 39, versetul 1, spune fermător, și apoi fiecare să ne facem inventarul cât am vegheat, fiecare în dreptul nostru, nu în dreptul altuia. Că a veghea asupra altuia e foarte ușor, dar a veghea asupra ta și a mea. Zicea, voi veghea asupra căilor mele ca să nu păcătuiesc cu limba, voi pune frâugurii că va sta și rău înaintea mea, spune psalmistul. Voi veghea asupra căilor mele, îmi voi pune frâugurii câtă vreme va sta și rău înaintea mea. Cât am vegheat pe plan spiritual în anul acesta, de câte ori am fost ispitiți și n-am vegheat. Ne puteți să ne facem toți, și tineri și vârstnici, și cu mine împreună, să ne facem un inventar. Cât am vegheat? Pe plan spiritual, că pe plan pământește, știu că stăm bine. Ce mânca este, ce purta, slăvit să fie Domnul, tăți îmbrăcați ca inginerii, numai partea spirituală e problemă. Acum nu-i problema când eram eu tiner, că eu să umblam o pinci. Și acum numai și oamenii câte călțăminte să poarte, câte haine să poarte. Oare ce fel de pocăiți ar trebui să fim noi oare? Hă? Ce ziceți? Părerea mea este, frate, cu mine împreună ar trebui să fim niște pocăiți foarte spirituali. Versetul 3 spune felul următor, mi-ar da inima mine și un foc lăuntru mă mistuia. Și atunci mi-a venit cuvântul pe limbă și i-am zis. Versetul 4, Doamne, spune care este sfârșitul vieții mele și care este măsura zilor mele ca să știu cât de trecător sunt. Dau un exemplu, frate și surori, faceți-vă poză acum. Pe urmă, faceți-vă peste 5 ani și imediat îți dai seama că cum te duci în jos. Înainte a venit în America, ne-am făcut poze pentru pașaport și când i-au dat pozile, nu mi-am făcut poze de multă vreme. Și am crezut că este tânăr. Și când m-am uitat la poze, gata, am fost să mă duc să mă cert cu ăla și au făcut poze, că tare bătrân am arătat. Că n-am știut că au trecut anii. Ei, fraților, anii trec. Ori vreți, ori nu vreți. Anii trec. Ne apropiem, frate și surori, de cele veșnice. N-ați observat dumneavoastră că ne zbârcim, ori cu ce cremă ai dat, tot zbârcit rămânem. Ori cu ce chivoxă, tot albim. Nu-i așa, fraților? Ce înseamnă asta? Să înseamnă, fraților, că ne apropiem tare. Ne apropiem tare și ar trebui, fraților, ca noi să fim pe plan spiritual mult și mult mai pocăiți. Doamne, ajută-ne! Versetul 5. Iată că zilele mele sunt ca un lat de mână și viața mea este ca o nimic înaintea ta. Da, orice om este doar o suflare, oricât de bine s-ar ținea el, orice om este numai o suflare, oricât de bine s-ar ținea, oricât de vitamine a mânca, indiferent că a mânca, s-a mâncat numai verdețuri, indiferent ce ar mânca. Frații surori, când vine vreme, când sună ăsta ni trâmbița, gata, s-a terminat. Și dacă ai fost în bătar și ai mâncat numai verdețuri, indiferent ce ai mâncat. Cel care, fraților, ține în mâna lui toate zilele noastre, este Dumnezeu. Slăvit să fie cel preanalt. Amintire mai chiar, fratele Ghisa, învață-ne, Doamne, să ne numărăm bine zilele. Până la 50 de ani ne-am numărat tot anii, fraților, nu zilele. Dar de aici încolo numărăm zilele, că trec iute, frate și surori. De aceea cuvântul Domnului, frate și surori, ne îndeamnă și trebuie să luăm hotărârea
trec anii, trec zilele, trec ceasurile, ce avem de făcut? Aici e problema. Ce avem de făcut? Chit am fost de pocăiți anul care a trecut, chit am bârfit anul trecut, câte dărnicii am făcut anul trecut, cât am făcut pentru Domnul și cât am făcut pentru noi. Valabil și pentru mine, valabil și pentru toată lumea. Ce am făcut pentru noi va arde odată, nu va rămâne nimic. Și ce facem pentru Domnul rămâne veșnic, slăvit să fie El. Ce facem pentru Domnul, frate și surori? Dacă o facem din dragoste, iar dacă o facem din, că să vedem că cine, să ne arătăm noi că cine suntem, nici ea n-are valoare. Cine face ceva, să facă din dragoste. Versetul 90, fraților, versetul 10, spune felul următor, anii vieții noastre se ridică la 70 de ani, iar pentru cei mai tari la 80 de ani. Și lucrul cu care se mândrește omul în timpul lor nu este decât trudă și durere, căci trecem iute și noi zburăm. Și lucrul cu care se mândrește omul nu este numai trudă și durere, când e plătită casa și boala-i pe noi, când e casa făcută și necazul-i pe noi. Imediat, frate și surori. Dar avem o nădejde în Iisus Hristos, frate și surori, și nădejdea noastră nu înșală niciodată. Aia nu înșală, nădejdea noastră este Iisus, nădejdea noastră, frate și surori, va veni vreme când toți ne-am înfățoșa înainte celui care ține mână toate lucrurile. Tot ce mișcă, frate și surori, este mâna puternică lui. Fie adusă toată glorie și toată slava, frate și surori. El ține biserica, el ne ține pe noi, frate și surori. Slavă și cinste și mărire pentru tot ce lucrează el. Setul în nouă, toate zile noastre, pierde urgia ta. Vedem cum ni se duc anii ca un sunet. Anii vieții se ridică la 70 de ani, iar pentru cei mai tari la 80 de ani. Și ca și cum a citit înainte, lucrul cu care ne mândrim noi, măi, ce fain arată, ce bine arată. Este trudă, necaz și durere, frate și surori. Zetul 11, dar cine ia seama la tăria mâinii tale și la ujeia ta, așa cum se cuvine, și să se teamă de tine. Amin. Frica de Domnul este și putul înțelepciunii. Și cine ori aceasta are minte sănătoasă. Amin. Motiv de rugăciune. Doamne, dă-ne o minte sănătoasă. Amin. Ne ridicăm la rugăciune. Toată slava de Domnul, onorez, închinăm Doamne.
Vă invit să luați locurile. Aș vrea să mai cântăm o cântare spre slava Dumnezeu, apoi fratele Cornel va da un îndemn și vrem să ne rugăm și pentru cei care sunt încercați. Noi cu toții suntem aici, în casa Domnului, suntem sănătoși, suntem bine, dar sunt unii care sunt în spitale. Am lucrat 12 ore astăzi la spital și spitalele spline, vin la emergență și nu mai au unde să-i mai pună, că splin de oameni bolnavi. Noi suntem sănătoși, slăviți să fie Domnul. De aceea, fratele Cornel va da următorul îndemn. Să ne rugăm pentru frații noștri care trec prin diferite cercări și Domnul să aibă milă de ei. Amin. Unde ajuns mie, Doamne, doar harul Tău. Unde ajuns mie, Doamne, doar harul Tău. Te laud, Doamne, te preamăresc. Îmi ridic mâinile spre cer și te slăvesc. Închid în fața tronului sfânt, mă închid în fața tronului sfânt. Te laud, Doamne, te preamăresc, îmi ridic mâinile spre cer și te slăvesc. Unde ajuns mie, Doamne, dragostea Ta? Unde ajuns mie, Doamne, dragostea Ta? Te laud, Doamne, te preamăresc, îmi ridic mâinile spre cer și te slăvesc. Unde ajuns mie, Doamne, cuvântul Tău? Unde ajuns mie, Doamne, cuvântul Tău? Te laud, Doamne, te preamăresc, îmi ridic mâinile spre cer și te slăvesc. Preamăresc, îmi ridic mâinile spre cer și te slăvesc. Dorim în această seară să ne ridicăm nu numai mâinile, să ne ridicăm inimile înspre Sfântul Locaș și să preamărim pe Domnul, căci El a fost bun cu noi. Căci El e Cel care ne-a ajutat, ne-a sprijinit cu bunăvoința Lui, cu toate că noi nu meritam. S-a citat în această seară un cuvânt pe care prorocul Samuel l-a spus într-o situație deosebită, atunci când Dumnezeu a smerit pe filisteni înaintea israeliților. Cu toate că israeliții n-aveau arme, n-aveau armat atunci, nu aveau o putere militară care să stea împotriva filistenilor,
Domnul a fost acel care a luptat pentru ei. Și de multe ori și noi zicem, Domnul ne-a ajutat. Dar aș vrea să privim puțin, să vedem situația în care era poporul lui Israel, conjunctura în care a venit prorocul și a spus, până aici Domnul ne-a ajutat. Chivotul Domnului a fost luat de filisteni când filistenii a bătut armata lui Israel, când au fost omorâți mulți luptători din popor, în care ei au luat și au dus chivotul Domnului la ei. Știm necazurile care a venit peste ei, bubele, șoareci, și mai departe, încercările. Și atunci aceștia a trimit chivotul înapoi cu daruri specifice pentru Dumnezeul lui Israel și chivotul ajunge la Bet-Semeș. Oamenii de acolo le-a fost teamă să păstreze chivotul și a chemat din poporul din Kiriat Iarim să vină să ia chivotul, că lor le era teamă. Și locuitorii din Kiriat Iarim vin și duc chivotul la ei. Apoi sfințesc și pun pe un fiu al lui Eleazar să păzească chivotul. Nu să slujească înaintea Domnului, ci să stea și să-l păzească doar acolo, undeva. Chivotul Domnului nu mai era în cort. Chivotul Domnului era undeva pierdut. Și acest popor al lui Israel, popor al lui Dumnezeu, trăia oricum. Și nu puțin, dragii mei, pentru că cuvântul Domnului în capitolul 7 din 1 Samuel ne spune că au rămas în această stare 20 de ani. 20 de ani. Fără o închinare la Dumnezeu. 20 de ani în care se închinau idolilor. Se închinau astarteilor, baalilor. Și spune cuvântul Domnului că după 20 de ani, de-abia atunci s-au trezit și ce au făcut? Au început să plângă. De ce le era dor de Domnul? Le era dor de Dumnezeu. Și au văzut starea în care erau, pentru că erau asupriți de filisteni. Erau robii lor. Și totuși, la un moment dat, Samuel spune, până aici Dumnezeu ne-a ajutat. Dragii mei, de atâtea ori facem confuzie între îngăduința lui Dumnezeu și voia lui Dumnezeu. Și facem lucruri în viețile noastre și spunem, așa a voit Domnul. Acesta a fost planul lui Dumnezeu. Cu toate că de multe ori este planul meu sau voia mea, pe care o aduc și mi-o impun. Domnul e acel care nu i-a ajutat atunci pe israeliți, ci i-a îngăduit. De ce? Pentru că nu mai aveau ei părtășie cu Dumnezeu. Și atunci când nu ai părtășie cu Dumnezeu, Dumnezeu te lasă să trăiești cum vrei. Suntem la sfârșit de an, dragii mei. E o vreme în care fiecare trebuie să venim și să ne cercetăm. E o vreme, o zi a bilanțului, în care să privim în urmă în anul 2019. Dar dacă cumva mersul nostru șchiopătat vine din 2018, hai să ne uităm și în 2018. Hai să ne uităm că israeliții au ajuns să privească 20 de ani în urmă și să considere și să conștientizeze căci de atunci ei trăiesc nu în voia lui Dumnezeu, ci în voia lor. Nu în planul lui Dumnezeu, ci în planul lor.
Dar este un har, dragii mei, până când încă mai e timp de întoarcere, de pocăință. Pentru că acest popor al lui Dumnezeu, Israelul, văzându-și starea lor deplorabilă, s-au pocăit. Au plâns înaintea Domnului și a spus: Doamne, ne dor de Tine. Suntem oarecum sătui de lucrurile acestea, de lumea aceasta, de idolii aceștia, de închinarea aceasta falsă, de părerea a noastră falsă că suntem sau ne închinăm lui Dumnezeu sau dumnezeilor. Și atunci Domnul, prin prorocul Samuel, spune: dacă într-adevăr doriți cu toată inima aceasta, eu sunt gata să intervin. Dar voi trebuie să faceți lucruri pe care poate în altă situație nu le-ați fi făcut. Spune: scoateți afară Astartele, scoateți afară Bali, scoateți afară dumnezei străini la care vă închinați acum. Și apoi întoarceți-vă la Domnul și Domnul va fi acel care vă va ajuta. Cuvântul Domnului spune că a privit înspre această pocăință. Și atunci când erau înaintea împreună cu Saul, cu Samuel, să aducă jertfă lui Dumnezeu, au venit filistenii, că au zis că s-au adunat și au tăbărât să-i bată din nou, să-i împrăște, să-i trimită la casele lor, la Dumnezei aceia care nu au gură, au gură și nu vorbesc, au picioare și nu umblă, acei idoli la care ei se închinau. Dar de această dată, acest popor a strigat înspre Dumnezeu și Dumnezeu din cerul său i-a ascultat și le-a răspuns. Și atunci i-a ajutat. Dragii mei, trăim o vreme în care de atâtea ori confundăm lucrurile. Dar aș dori în această seară, fiecare, așa cum au spus și antevorbitorii mei, să ne oprim din alergarea noastră și să avem fiecare o cercetare a vieții noastre, a trăirii noastre. Să vedem, am făcut ceea ce vrea Domnul sau am făcut ceea ce am vrut eu? Am trăit cum a vrut Domnul sau am trăit cum am vrut eu? Am luat deciziile care într-adevăr le-a dorit Domnul sau am luat deciziile care le-am dorit eu? Pentru că în urma tuturor acestor lucruri, dacă am luat deciziile, dacă am luat hotărârile, dacă am umblat, dacă am trăit așa cum a dorit Domnul, în viața mea, în trăirea, în inima mea, este pace, este liniște. Dar dacă nu este, dragii mei, veniți în această seară să ne întoarcem la Domnul. Pentru că El e Cel care așteaptă din partea noastră fiecăruia să ne întoarcem cu pocăință și în același timp să ne întoarcem cu căință de ceea ce am făcut după vrerea noastră. Să-i cerem Lui ca El să fie acel care să ne ierte greșurile și păcatele, să ne ierte slăbiciunile, să ne ierte deciziile greșite, să ne ierte atitudinile necorespunzătoare care le-am avut, să ne ierte El și atunci să putem spune: suntem și noi eliberați, liberi, să cântăm, să ne închinăm, să slujim Domnului și putem atunci doar să afirmăm: până aici Domnul ne-a ajutat. De ce? Că am reușit să mă biruiesc pe mine, am reușit să-mi biruiesc eul meu, am reușit să-mi biruiesc părerile mele și de acum numai eu, ci Domnul e Cel care călăuzește și conduce viața mea. Dragii mei, pentru anul 2020, un cuvânt din partea Domnului, din Ieremia, capitolul 29, versetul 11, unde spune: căci eu știu gândurile pe care le-am cu privire la voi, zice Domnul, gânduri de pace și nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o nădejde. Mă veți chema și veți pleca, mă veți ruga
și vă voi asculta. Mă veți căuta și mă veți găsi dacă mă veți căuta cu toată inima. Dragii mei, e un an binecuvântat în care avem șansa să ne pocăim și să venim înaintea Domnului, să ne rugăm, să ne rugăm ca Domnul să binecuvânteze casele noastre, să binecuvânteze copiii noștri, să binecuvânteze soțiile, să binecuvânteze comunitatea, Biserica Maranata, în care Dumnezeu ne-a pus pentru o vreme. Spunea frații că nu știm care când plecăm. Unii, ca și mine, suntem mai aproape, alții mai tineri, cred că sunt departe, dar nu știm niciunul. Domnul știe zilele fiecăruia. Dar important este să trăim cu Domnul. În această rugăciune aș vrea să aducem înaintea Domnului, bazați pe cuvântul Domnului care spune: voi mă veți chema, mă veți ruga și vă voi asculta. Da? Să venim să ne rugăm și pentru cei care nu sunt cu noi în această seară aici, nu sunt atât de binecuvântați ca și noi, dar Domnul e Cel care cunoaște situația sau necazul sau problema din care cauze ei nu sunt în mijlocul nostru. În mod deosebit să ne rugăm pentru cei bolnavi care sunt pe paturi de suferință, să rugăm pe Domnul ca Domnul să se îndure de ei, de fiecare, să-și întinde mâna și să-i binecuvânteze, pe cel în dureri să-i dea ușurare, în cel bolnav să-i dea vindecare și în același timp, dragii mei, aș vrea să venim înaintea Domnului cu mulțumire pentru ajutorul pe care ne l-a dat până acum, în anii pe care i-am petrecut. Să mulțumim Domnului că vedem rugăciuni împlinite. Îl văd aici în spate pe fratele Crinel, Domnul să-l binecuvânteze. Mulțumim că Domnul e cel care ascultă rugăciunea, ridică pe cel bolnav. Avem, dragii mei, atâtea experiențe în cadrul bisericii în care Domnul s-a atins, s-a vindecat bolnavi. Avem și am auzit mărturii prin care au trimis mesaje de departe, mulțumind Domnului pentru că au avut înștiințare că datorită rugăciunilor făcute în această biserică, Domnul s-a atins de persoane și le-a vindecat. Dragii mei, nu e o laudă a noastră și nici nu aș vrea să fie, nu e un grad în plus pe umeri, nu, ci este spre gloria și slava lui Dumnezeu, spre cinstea lui Dumnezeu, căci El mai ascultă rugăciunea păcătoșilor. Dar mai mult, rugăciunea neprihăniților ascultă și mai mult. De aceea, veniți în această seară, dragii mei, ca ridicați pe picioare, să aducem înaintea Domnului toate aceste cauze, cu credință, căci El e Cel care se îngrijește de noi și vom putea și noi, atunci când izbânda va veni, să spunem: până aici Dumnezeu ne-a ajutat. Amin.
Slăviți să fie Domnul! Aș vrea să dăm mâna unii cu alții, aș vrea să ne binecuvântăm unii pe alții, iar apoi vă invit să luați locurile. Vreau să spun tuturor bun venit în seara aceasta, în ultima seară din anul 2019 la Biserica Maranata. Domnul să ne binecuvânteze pe toți, amin? Vrem și în seara aceasta, tipul acesta care îl avem, până la 12 și trecem de ora 12 aici împreună, să lăudăm pe Dumnezeu, să avem părtășie unii cu alții și vrem mai mult de orice și mai presus de orice, vrem să ne apropiem de Dumnezeu, amin? Spune cuvântul Dumnezeu că este mai bine sfârșitul unui lucru decât începutul. Dacă anul 2019 l-ați început cu greu, poate n-a fost așa de bine, să-l sfârșim cu bine. Poate n-ați fost așa aproape de Domnul anul acesta, să-l sfârșim lângă Dumnezeu anul acesta și Dumnezeu să ne ajute. Vreau să spun tuturor bun venit, în mod special și musafirilor care ne vizitează în seara aceasta, sunt mai mulți musafiri, spunem bun venit și familiei Mureșan, sora Angela și fratelui Florin care ne vizitează din România, Domnul să vă binecuvânteze și bun venit la Biserica Maranata. Spunem bun venit și fratelui Teo Andruș care ne vizitează din Seattle, vreau să te ridici, să spunem bun venit, Domnul să te binecuvânteze. El este verișor cu sora Dana Malnași și din câte am înțeles este și verișor cu soția mea. Domnul să te binecuvânteze și bun venit la Biserica Maranata. Dacă mai este cineva pentru prima dată să ne vizitează și vrea să se ridice să ne spună numele și de unde vine, să-i spunem bun venit. Partea fraților, dacă este cineva... să vă binecuvânteze. Sunteți împreună cu soția, am înțeles, și vă spunem bun venit tuturor. Dacă mai este cineva din partea surorilor, dacă nu, tuturor vă spunem bun venit și Domnul să binecuvânteze seara aceasta, să binecuvânteze sfârșitul anul acesta și să binecuvânteze și anul care va urma în câteva ore. Amin. În continuare, aș vrea fanfara să se pregătească să laude pe Dumnezeu cu o cântare, apoi și fratele Dorin Rus va avea o cântare spre slava lui Dumnezeu, apoi fratele Remus Moroșan va avea un instrumental, iar apoi corul de fete va lăuda pe Dumnezeu cu o cântare, apoi slujba din seara aceasta va continua. Vă spunem tuturor bun venit și Domnul să binecuvânteze seara aceasta. Amin.
Slăviți să fie Domnul! Am mai trecut încă un an și cu toți puteți să spunem un Ebenezer, că până aici a fost Domnul cu noi și despre acest lucru vorbește și cântarea despre care vreau să cânt, despre faptul că Domnul a fost cu noi în acest an. Mai trecut un an prin noi, au fost și soare, au fost și ploi, singur nu eram, eram amândoi. Nopțile pustii și reci, și zilele cu nori pe cer, doar Tu, Iisus, m-ai ajutat. Vreau acum, la sfârșit de an, o rugă să-ți înalți și să-ți spun. Îți mulțumesc pentru acest an, îți mulțumesc pentru ce mi-ai dat. Îți mulțumesc că niciodată singur nu m-ai lăsat. Îți mulțumesc pentru acest an. Îți mulțumesc pentru acest an. Îți mulțumesc pentru ce mi-ai dat. Îți mulțumesc că niciodată singur nu m-ai lăsat. Îți mulțumesc pentru acesta. Am mai trecut prin viața mea vreme bună și vreme rea, toate erau în mâna ta. Iubire Tu mi-ai arătat, inima mi-ai înălțat, în toate Tu m-ai binecuvântat. Vreau acum, la sfârșit de an, o rugă să-ți înalți și să-ți spun. Îți mulțumesc pentru acest an. Îți mulțumesc pentru ce mi-ai dat. Îți mulțumesc că niciodată singur nu m-ai lăsat. Îți mulțumesc pentru acest an. Îți mulțumesc pentru acest an. Îți mulțumesc pentru ce mi-ai dat. Îți mulțumesc că niciodată singur nu m-ai lăsat. Îți mulțumesc pentru acest an. Îți mulțumesc pentru acesta.
Rebecca să laude pe Dumnezeu cu o cântare, Rebecca Cosa, iar apoi și corul mixt va lauda pe Dumnezeu cu o cântare. În timp ce sora Rebecca va cânta, aș vrea să facem și colecta bisericii și Domnul să binecuvânteze și lucrarea aceasta. Amin. Cercetesc, de aproape tu mă știi. Știi când umblu și când dorm, chiar și când nu mi-l cunoști. Doamne, tu mă cercetesc, de aproape tu mă știi. Știi când umblu și când dorm, chiar și când nu mi-l cunoști. Doamne, te laud că m-ai creat în chip așa de minunat. Ce bine știu, așa cum sunt, ce rost mi-ai dat pe acest pământ. Doamne, te laud că m-ai creat în chip așa de minunat. Ce bine știu, așa cum sunt, ce rost mi-ai dat pe acest pământ. Doamne, te laud. Doamne, știi al meu cuvânt, înainte să-l rostesc. Mâna peste mine-ți pui, peste tot eu te zăresc. Doamne, te laud că m-ai creat în chip așa de minunat. Ce bine știu, așa cum sunt, ce rost mi-ai dat pe acest pământ. Doamne, te laud că m-ai creat în chip așa de minunat. Ce bine știu, așa cum sunt, ce rost mi-ai dat pe acest pământ. Doamne, te laud. Tu ești, Doamne, sus în cer, chiar la margine de măr. Aripile zorilor spun că Tu ești Creator. Doamne, te laud că m-ai creat în chip așa de minunat. Ce bine știu, așa cum sunt, ce rost mi-ai dat pe acest pământ. Doamne, te laud că m-ai creat în chip așa de
bine știu, așa cum sunt, ce rost mi-ai dat pe acest pământ, Doamne, te laud, Doamne, te laud. Oh,
Slăvit să fie Domnul! Psalmul 90, versetul 10, 11 și 12 spune: anii vieții noastre se ridică la 70 de ani, iar pentru cei mai tari la 80 de ani. Și lucru care se mândrește omul în timpul lor nu este decât trudă și durere, căci trece iute și noi zburăm. Dar cine ia seama la tăria mâniei tale și la urgia ta, așa cum se cuvine să se teamă de tine? Învață-ne să ne numărăm bine zilele ca să căpătăm o inimă înțeleaptă. Amin. Acest psalm este scris de Moise și majoritatea teologilor spun că a fost scris după acei 40 de ani de pustie. Și dacă vedeți, spune că este o rugăciune a lui Moise, de fapt, iar după Moise spune că este omul lui Dumnezeu. Versetele și capitolele din Biblie n-au apărut, dacă nu greșesc, în anul 1200 au început să apară versete, capitole și titlurile acestea. Dar ce frumos se spune despre Moise că a fost omul lui Dumnezeu. Oare într-o zi ce se va spune despre mine sau ce se va spune despre tine? Că ești omul lui Dumnezeu, că ești o femeie a lui Dumnezeu, că ești un tânăr al lui Dumnezeu? Moise, după 40 de ani de pustie, spune: Doamne, învață-ne să ne numărăm bine zilele. Și aș vrea în această seară, în câte minute mai avem, aș vrea să vedem ceea ce ne învață Cuvântul lui Dumnezeu și cum ne învață Cuvântul lui Dumnezeu să ne numărăm bine zilele. Că sunt unii oameni care nu-și numără zilele deloc. Unii oameni care nici nu bag zilele în seamă. Unii oameni care nu numără zilele bine, ci le numără rău. Cuvântul lui Dumnezeu ne învață să ne numărăm zilele și să le numărăm bine. Cum putem și cum ne învață Scriptura să ne numărăm zilele bine? În primul rând, versetul 10 spune că anii vieții noastre se ridică la 70 de ani, iar pentru cei mai tari la 80 de ani. Și lucrul cu care se mândrește omul în timpul lor nu este decât trudă și durere, căci trece iute și noi zburăm. Dacă vrei să-ți numeri bine anii și zilele care Dumnezeu ți le-a dat, în primul rând trebuie să te gândești că ești un om temporar și trebuie să te gândești la veșnicie. Oamenii care se gândesc la veșnicie știu și pot să își numere și să își nenumărăm bine zilele care Dumnezeu ni le-a dat. Atunci când te gândești la veșnicie, te gândești că ești temporar, că pe pământul acesta ești doar pentru o perioadă de vreme. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că 1000 de ani pentru Dumnezeu este ca ziua de ieri. 1000 de ani pentru Dumnezeu este ca o strajă din noapte, ca un vis, ca iarba, care încolzește dimineața și seara se usucă. 1000 de ani este ca un sunet pentru Dumnezeu. Dacă vrei să înveți să-ți numeri bine zilele, învață că ești un om temporar. Învață și uită-te la veșnicie. Cuvântul lui Dumnezeu în atâția psalmi, m-am uitat, atâția psalmi, psalmul 89, 102, 103, 144, compară viața omului. Este ca un abur. Știți cât este un abur? O fracțiune de secundă și nu mai vezi. Este ca iarba. Iarba o vezi și după aia se usucă. Este ca un sunet. Este ca ceva ce numai, dintr-o dată nu mai vezi, îl vezi și nu mai vezi. Așa este viața noastră. Oamenii care înțeleg lucrurile acestea știu să își numere zilele bine, pentru că Dumnezeu li le-a dat. În Iacov spune că nu sunteți decât un abur care se arată puțintel și apoi pierde. Psalmul 144 spune că omul este ca o suflare, zilele lui sunt ca umbra care trece. Viața noastră trece așa de repede. Încă un an a mai trecut. Încă un an s-a mai dus. Și dacă Dumnezeu ne va mai ține, va mai trece încă un an, 2020. Și trecem așa de repede.
Și trecem prin viața aceasta așa de repede și nici nu ne însemnea, nici ne putem să stăm să ne gândim ce se întâmplă și viața trece. Numără-ți zilele bine care Dumnezeu ți le-a dat. Dacă vrei să înveți să îți numeri bine zilele și să ai o minte înțeleaptă, o inimă înțeleaptă, înțelege că ești temporar pe acest pământ. Bucuriile sunt temporare. Președinții sunt temporari, vin pentru o vreme și pleacă. Domniile, stăpânirile sunt temporare. Tot ce vezi este temporar. Pământul acesta este temporar. Dar ce e bine că și necazul este temporar. Și durerea vine și trece. Dacă vrei să înveți să îți numeri bine zilele, înțelege că ești temporar. Înțelege că nu ești aici pentru totdeauna. Înțelege că există o veșnicie, este mai mult decât ce se vede ochiul. Cuvântul lui Dumnezeu spune din Genesa că Dumnezeu, după ce omul a căzut în păcat, spune, iată că omul a ajuns unul ca noi, cunoscând binele și răul, să-l împiedicăm, dar acum, ca nu cumva să-și întindă mâna și să ia din pomul vieții, să mănânce din el și să trăiască în veci. Dumnezeu a îngăduit să fim pe pământul acesta pentru o vreme. Spune în Eclesiastru că Dumnezeu a făcut toate lucrurile la vremea lor și le-a făcut frumoase la vremea lor. Și spune mai departe, Eclesiastru Solomon spune că și-a pus în gândul omului și gândul veșniciei, deși omul nu poate să-l cuprindă. Cum putem să ne numărăm bine zilele? Atunci când înțelegi că viața este temporară, atunci când înțelegi că viața pe pământul acesta este un timp limitat. Am săptămâna trecută de ajun de Crăciun, am fost într-un departament de intensiv și erau doi tineri, doar bărbați, în floarea vârstei, 34 de ani fiecare. Și erau în intensiv, erau în comă, familiile plângeau și am întrebat, dar ce s-a întâmplat? Amândoi, supra-doză, drogați, peste doză. Doctorul spunea, are zero șanse să supraviețuiască. Dacă am înțelege că viața aceasta este așa de temporară, dacă înțelegem că Dumnezeu ne-a dat un timp limitat, dacă am ști cât am trăit, poate ar fi altcumva, dar nu știm. Și așa cum a spus și fratele Cornel, cei mai în vârstă poate se pregătește și încearcă să-și numere bine zilele, că înțeleg că viața nu mai au multă, dar pentru noi tinerii poate să fie la fel. Poți să fii de 20 de ani, dar dacă nu înțelegi că viața este temporară, Dumnezeu poate să staie firul vieții oricând. Cum putem să ne numărăm bine zilele? Atunci când înțelegem că viața este doar un abur, este doar un sunet, este ca iarba, că suntem temporari, venim și trecem. Când înțelegem acest lucru și pricepem acest lucru, putem să ne numărăm bine zilele. În al doilea rând, cum putem să ne numărăm bine zilele? Atunci când suntem de partea lui Dumnezeu. Când nu suntem de partea lui Dumnezeu, nu știm să numărăm bine zilele. Vedeți, istoria lumii se împarte în două. Și este lumea înainte de Hristos și este lumea după Hristos. În viața mea se împarte în două. Am avut o viață înainte de Hristos. Înainte de Hristos nu am știut să-mi număr zilele bine. Dar după Hristos trebuie și ar trebui să știm să ne numărăm bine zilele. Pentru că de partea lui Hristos putem să le numărăm bine. Spune în versetul 11, dar cine ia seama la tăria mâniei tale și la urgia ta, așa cum se cuvine să se teamă de tine? Să fii de partea lui Dumnezeu înseamnă să ai frică de Dumnezeu, să te temi de Dumnezeu. Am stat și m-am gândit, ce înseamnă frica de Dumnezeu? Mulți spun că frica de Dumnezeu este să-L respecti pe Dumnezeu. Și într-adevăr, este respect. Dar este mai mult decât respect. Frica de Dumnezeu o găsesc în Isaia 6, o găsesc în Apocalipsa 1,
acolo când Isaia sau Ioan, apostolul Ioan, când stau în prezența lui Dumnezeu și când îl văd pe Dumnezeu ce este El și ce sunt ei, au o frică, au o groază, au un cutremur. Dacă vrei să știi să-ți numeri bine zilele, trebuie să fii de partea lui Dumnezeu, trebuie să ai frică de Dumnezeu așa cum se cuvine. Mulți dintre noi avem frică de Dumnezeu poate de pe buze, am frică de Dumnezeu, dar în viața noastră nu se vede nicio frică de Dumnezeu. Frica de Dumnezeu este atunci când îl vedem pe Dumnezeu ce este El și ne vedem ce suntem noi. Și diferența între noi și Dumnezeu este așa de mare, cum s-a spus duminică. Este așa de mare prăpastia aceea între noi și Dumnezeu. Noi trebuie să avem frică de Dumnezeu ca să putem să ne numărăm bine zilele. Spune Moise în acest psalm după 40 de ani, dacă poporul Israel știa să-și numere bine zilele, probabil că zilele aceea din Egipt până în Canaan erau 20-30 de zile. Sunt aproximativ 400 de maile între Egipt, Cairo și Ierusalim. Am uitat pe picior să mergi, să te oprești cu atâtea cu copii și animale, probabil le lua în aproximativ 30 de zile, 40 de zile. Dar în schimb, pentru că n-au știut să-și numere bine zilele, știți câte zile au mers? 14.600 de zile. Le-a dat Dumnezeu zile destule să le numere. Și după aceea zilele lor s-au sfârșit. Dacă am avea o frică de Dumnezeu, Dumnezeu ne-ar da priceperea să ne numărăm bine zilele. Anul acesta s-a sfârșit, ziua aceasta aproape, și suntem într-o cumpănă de an. Mai sunt 2 ore și anul acesta se sfârșește. Nu știm ce va fi. Am primit un mesaj de la un frate că 2019 este un ceas acolo și toate lucrurile se șterg, așa scrie, boală se șterge, probleme, toate se șterg, vine anul 2020 și bucurie și de toate. Nu știm ce va fi. Nu știm ce va fi anul 2020. Îmi place, cum v-am spus, îmi place cifra 2020, sună frumos. Și m-aș gândi să fie numai bucurie și numai pace și prosperitate în toate felurile. Pentru toți vă doresc. Și pentru mine îmi doresc. Dar nu știu ce aduce ziua anul 2020. Însă ce este important, frați și surori, este să înțelegem și să învățăm, să învățăm să ne numărăm bine zilele. Cum putem să facem? O facem atunci când avem o frică de Dumnezeu, atunci când suntem de partea lui Hristos, de partea lui Dumnezeu, atunci când ne gândim la veșnicie și înțelegem că suntem niște oameni temporari pe acest pământ. Mă rog ca Dumnezeu să ne ajute, amin? Haideți să ne ridicăm cu toți în picioare și haideți să mulțumim lui Dumnezeu pentru seara aceasta, pentru această slujbă. Și să ne rugăm, Doamne, ajută-ne să ne numărăm bine zilele. Anul acesta s-a sfârșit. Poate nu ne-am gândit la veșnicie. Poate nu ne-am gândit că și noi putem să plecăm în orice moment. Poate nu am fost de partea Ta, Doamne. Am stat și m-am gândit anul acesta, m-am gândit ce am făcut, am gândit ce am dres. Și nu-mi pare rău că nu am lucrat mai mult, nu-mi pare rău că nu am făcut, am mers poate mai multe vacanțe sau alte lucruri. Îmi pare rău pentru că nu am slujit mai mult. Dacă un lucru îmi pare rău, e că nu m-am rugat mai mult. Îmi pare rău că nu am postit mai mult. Îmi pare rău că nu am citit mai mult cuvântul lui Dumnezeu. Îmi pare rău că nu am stat mai mult în prezența lui Dumnezeu. Și vreau ca anul 2020 să fie un an în care în fiecare zi care Dumnezeu îmi dă, să învăț să o număr, să o număr acea zi ca și cum este de la Dumnezeu și să o folosesc pentru slava lui Dumnezeu. Haideți așa cum stăm, să ne rugăm și să spunem, Doamne, învață-ne să ne numărăm bine zilele și dă-ne o inimă și o minte înțeleaptă. Amin. Să ne rugăm cu toții.